Astăzi a început săptămâna patimilor, ultima din postul Paștelui. Este perioada în care creștinii se pregătesc de învierea lui Hristos, ținând post riguros, iar slujbele din biserici au o semnificație aparte, deși în acest an slujbele au loc mai mult pe la televizor, pentru a evita astfel contaminarea în masa populației. Așadar, în această săptămână, numită și Săptămâna Mare, retrăim ultimele zile din viața lui Iisus pe pământ. În Lunea Mare, oamenii încep curățenia de Paști. Marți, credincioșii sunt îndemnați la priveghere. În ziua de miercuri există în unele locuri obiceiul ca seara copiii să meargă cu colindul, la sfârșit primind ouă pentru a le roșii. Joi se roșesc ouăle. Tot în Joia Mare se ține post cu mâncare uscată. În Vinerea Mare, numită și Vinerea Neagră, cea mai tristă dintre tristele zile ale pătimirii Domnului, tradiția ne spune că este bine să se țină post negru. Sâmbăta Paștelui, ultima zi a săptămânii mari, este ziua în care trupul Mântuitorului Iisus s-a odihnit în mormânt, este zi de reculegere, credincioșii se pregătesc pentru Marea Veche. În miez de noapte, pe timpuri de pace, în biserici se oficiază slujba Sfintelor Paști. Sunt sfințite Pasca, ouăle roșii și celelalte bucate, pentru că postul a luat sfârșit. În Săptămâna Mare este bine ca toți credincioșii să ierte și să se împace cu toți cei cu care au fost în dușmănie.